Salutăm, prieteni! Astăzi ne venim cu un nou videoclip de acasă, unde vreau să vă prezint mașina de umplut crânați. Este un șpriț foarte vechi, mai bine zis antic. Se vede anul fabricației, 1870, deci are în jur la 100-150 de ani. Este făcut, dintr-un material brut. Nu se compară cu ce se găsește în comerț în zilele noastre. Este, am să reușim doar partea asta, este un model american. Vedeți? E foarte greu. Aici avem suportul unde băgăm mațul, care se cuplează, e fără filet, dar stă țeapă. Și să vi-l descriu un pic. Aici are mânerul pe partea asta când îl deschidem. Să deschide. Vedeți, e foarte încăpător, foarte mare. Jos are un șanț pe unde merge carnea, îl umplem, după care îl închidem, se dă până în capăt, vedeți aici intră pe un șurub și dăm de acest mâner ca să îl blocăm. După care învârtim la manivelă. Sistemul este pe două roți dințate, una mai mare, una mai mică. Datorită acestor roți dințate, avem o mișcare constantă. Deci nu se învârte a prostului. Merge foarte ușor. Iar aici este propriu zis axul cu filet. Uitați. Putem face, depinde acum de mărime, dar în jur cam de 3 crânați, pentru că e foarte încăpător. Iar când să e gata, deschidem. Vreau să vă zic că chiar după atâția ani închide foarte, foarte ermetic. El înăuntru fiind un pic conic. Asta face ca materialul să nu treacă în sus, pe lângă capac. Mai reamintim o dată anul 1870. Așa ceva n-o să mai găsim. Astea ce sunt acum la 150 de lei, 200 de lei, ba împici cu burta, ba electric, dar ăsta la orice oră are aceeași funcționare. Și niciodată nu a făcut probleme în familie. S-a folosit zeci de ani la rând. De tot. Aici este mânerul, care de altfel putem și ăsta e cu șurub. Și aici, propriu zis, singura, ce pot să zic, mică problemă, îi ar trebui tăiat și băgat alt șurub aici, are un pic de joc. Cam atât ar fi de spus despre el. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi videoclipuri. Am uitat să vă spun, acesta este suportul cu care prindem de masă. La fel este original. Deci nu s-a umplat la el
nu nimica. Vă mulțumim!